Facturile clienților urmează să se majoreze cu până la 10% de la începutul acestui an. De la 1 ianuarie 2021, prețul energiei electrice ar urma să se liberalizeze, însă doar 10% din consumatori cunosc acest lucru. Deși are rol de informare și protecție a consumatorilor, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a ignorat total în această perioadă clienții casnici. Prețul energiei electrice va exploda. De la 1 ianuarie, ANRE nu va mai stabili prețurile pentru consumatorii casnici, acestea fiind calculate de furnizorul tradițional și se vor numi prețuri de serviciu universal. Consumatorii fie rămân cu actualele contracte la prețuri de serviciu universal, care cresc cu 13-26%, fie încheie alte contracte în piața liberă. E o părere rea, fiindcă pensiile sunt mici, salariile sunt așa cum sunt, nu trebuie să scumpească. Având hidrocentrală la noi aici, când s-a făcut, azi că avem curentul gratuit, Severinul, și acum... Nu e bine. Nu sunt pensii, nu sunt salariul, dar mărească pensiile la ai bătrân, să ne dea de lucru și atât. Oamenii sunt nemulțumiți de această situație, mai ales în actualul context social. Pentru cei mai mulți dintre clienți, această veste va fi o surpriză. Consumatorii nu au fost informați că pot încheia contracte mai avantajoase, iar cei care cunosc acest lucru nu au la dispoziție informații precise legate de oferte și comparații clare ale acestora. În condițiile în care lipsesc informațiile despre liberalizarea prețurilor, nici piața nu va deveni suficient de concurențială, astfel încât consumatorii să poată plăti prețul corect. Deocamdată nu știm nimic, nu ni s-a comunicat, nu am fost anunțați vis-a-vis de mărirea prețului. E un lucru rău pentru noi pensionari, dar dacă ăștia sunt legile, n-avem ce face, ne supunem legilor. Poate că era mai bine din partea companiilor de electricitate să ne informeze, să ne trimită pliante, să vină, eu știu, pe televiziunile noastre de mass media ca să ne informeze cât mai concret și cât mai aproape de realitate, că noi nu avem știrea decât de la noastră. Exact ca în cazul liberalizării pieței gazelor, ANRE ar fi trebuit să publice pe site-ul său și să mediatizeze recomandări pentru clientul casnic, să tipărească și să distribuie pliante, lucru pe care nu l-a făcut până acum.